preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Cateheza la care m-am gândit să vă pun la suflet în seara aceasta se suprapune foarte bine și peste sărbătoarea pe care am început-o. Știți că mâine este sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. De ce se suprapune cateheza noastră foarte bine peste această sărbătoare? Vă voi explica imediat. Suntem preocupați la catehezele noastre de duminică seara, de la Paști încoace, de darurile Duhului Sfânt. Am repetat de multe ori că prorocul Isaia zice: sunt 7 daruri ale Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel zice: sunt 10 daruri ale Duhului Sfânt. De fapt, darurile Duhului Sfânt sunt nenumărate. Cu 3 duminici înainte vă spuneam că un dar al Duhului Sfânt este contemplarea lui Dumnezeu în creație. Toată creația grăiește despre Dumnezeu. Este o carte celebră, Dumnezeu în natură. O carte foarte bună. După aceea, un alt dar al Duhului Sfânt este înțelegerea duhovnicească a Scripturilor. Vedeți? Sfânta Scriptură trebuie să o citim, e cuvântul lui Dumnezeu, numai că mulți nu o înțeleg și o răstălmăcesc. Ei, înțelegerea duhovnicească a Scripturilor este un dar al Duhului Sfânt. Părinții bisericii au primit acest dar și tâlcuiesc Scripturile așa încât să înțelegem și noi lecturarea lor. Trebuie să o facem. Un creștin bun citește măcar un capitol sau două din Sfânta Scriptură în fiecare zi. Apoi, ne-am oprit la cunoașterea apofatică a lui Dumnezeu. Dacă, contemplându-L pe Dumnezeu în creație sau aflându-L în Sfintele Scripturi, ajungem la o cunoaștere așa numită catafatică, adică expozitivă. Cunoașterea apofatică, tainică, sufletească a lui Dumnezeu e superioară acesteia. Și vă spuneam duminica trecută că la această cunoaștere a ajuns prorocul Moise atunci când pe muntele Sinai a primit cele 10 porunci. La baza muntelui, acolo unde focul ardea și nu se mistuia, a avut o cunoaștere catafatică, expozitivă a lui Dumnezeu. Dar acolo pe munte, fiind în legătură intimă cu Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu și a dat cele 10 porunci pe care le-a lăsat lumii întregi să se călăuzească în viața morală. Și în seara aceasta am zis că fără să realizez suprapunerea frumoasă care s-a potrivit, am zis că în seara aceasta aveam de gând să vorbesc despre rugăciunea curată. Rugăciunea curată care este tot un dar al Duhului Sfânt. Și iată cât de bine s-a potrivit că Zaharia și Elisabeta n-au avut prunc până la adânci bătrânețe. Și Sfântul Ioan Botezătorul a fost un rod al rugăciunilor lor curate. De aceea am zis că se potrivește cateheza mea de acum cu ceea ce s-a întâmplat, cu ceea ce sărbătorim mâine. E vorba de rugăciunea curată. Acum, Sfântul Pavel,
îl povățuia pe Timotei și ne povățuiește și pe noi și pe ceilalți apostoli și pe toți creștinii la urma urmei. De pildă, în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17, zice Sfântul Pavel: rugați-vă neîncetat. Vom și vedea în a doua parte a catehizei noastre cum este cu această rugăciune neîncetată. Oricum, rugăciunea curată este un dar al Duhului Sfânt. La urma urmei, și rugăciunea noastră trece prin mai multe etape calitative. Fac doar o paranteză, dacă pentru a pune în practică celelalte virtuți, de pildă pentru a fi milostivi, trebuie să avem câte ceva să putem da. Când e vorba de rugăciune, n-avem trebuință de niciun lucru material, ci doar de o dispoziție lăuntrică ca să facem rugăciune. Și zice așa de frumos, în scara raiului, Sfântul Ioan Scăraru, că rugăciunea, după lucrarea ei, este însoțirea omului cu Dumnezeu, iar după efectul ei este susținătoarea lumii. Rugăciunea ține lume, dar în seara asta am zis că vrem să ajungem să vorbim măcar teoretic despre rugăciunea curată. Și am zis că rugăciunea, din punct de vedere calitativ, trece prin mai multe faze. Noi ne oprim la 4, ba chiar la 5, numai că a 5-a calitate sau etapă calitativă a rugăciunii ne depășește pe noi. Rarisim, unii dintre frații noștri ajung și la această rugăciune. Rugăciunea, poate nici nu-i bun cuvântul pe care îl spun acum, de cea mai proastă calitate, este rugăciunea întinată cu păcat. Din nefericire nu scăpăm nici de asta. Ce se întâmplă? Omul se roagă lui Dumnezeu pentru lucruri păcătoase. Ca duhovnic, am auzit de multe ori dorința unuia și altuia, care îi cerea lui Dumnezeu lucruri păcătoase. Deci cea mai de jos treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea întinată cu păcat. Dacă stăruim însă, poate reușim să smulgem din mintea noastră gândurile acestea păcătoase, măcar când ne rugăm. Și urmează o a doua treaptă calitativă a rugăciunii, un pic mai bună. Este rugăciunea timpului pierdut. Ce se întâmplă? Ne rugăm lui Dumnezeu pe scurt, pentru că mergem la serviciu sau mergem la școală. Și prin minte ne trec grămadă de lucruri, nu păcătoase, utile, dar netrebuincioase în timpul rugăciunii. Adică la rugăciunea de dimineață ne facem tot programul de peste zi. Sau seara, rugându-ne puțin, analizăm tot ce s-a întâmplat în ziua care a trecut. E o rugăciune timp pierdut, n-ajunge în cer. Însă dacă stăruim, ajungem la o a treia treaptă calitativă a rugăciunii, rugăciunea făcută cu mintea. Adică nu ne gândim nici la rele, nu ne gândim nici la bune, ne gândim la ceea ce spunem sau la ceea ce citim din cartea de rugăciuni, însă este o rugăciune uscată, o rugăciune a minții. Înțelegem foarte bine ce spunem, dar nu se încălzește inima. Și de-abia a patra treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea făcută cu mintea în inimă, rugăciunea curată. Mintea se coboară în inimă și cuvintele pe care le spune ajung la Dumnezeu
pentru că le spunem din toată ființa noastră, negândindu-ne la nimic, nici la bune, nici la rele, e rugăciunea curată. Am zis că mai există și o a cincea treaptă calitativă a rugăciunii. Și la urma urmei aceasta spun părinții că nici nu mai e rugăciune, ci e stare de extaz. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 26, zice așa: de asemenea și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Auziți? Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite. E starea de extaz la care au ajuns sfinții și despre care ne-au relatat și nouă. Nu este exclus ca și unii dintre frățiile voastre să ajungeți la această stare de extaz. Acum, întrebarea ce se mai pune este următoarea: ce cuvinte folosim făcând rugăciunea care trece prin treptele calitative de care am vorbit? Păi folosim cuvintele pe care le găsim în cartea de rugăciuni. Repetăm rugăciunile pe care le știm pe din afară. Dar timpul nostru fiind scurt, în tradiția creștină este foarte cunoscută rugăciunea minții sau rugăciunea lui Iisus, scurtă de tot. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa. Această rugăciune poate fi făcută și când mergem pe drum, și când gătim mâncare, și când facem altceva. Da, să o facem, dacă putem, cu mintea coborâtă în inimă. Această rugăciune are caracterul ei special. De fapt, are două părți această rugăciune scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Prima parte: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, e o mărturisire de credință. Mărturisirea pe care a făcut-o Sfântul Petru în Cezareea Palestinei. Acolo i-a întrebat Domnul Hristos: cine spun oamenii că sunt eu? Și Petru i-a zis: Doamne, unii zic că ești Ilie, unul că ești unul dintre proroci, dar voi cine spuneți că sunt? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Așadar, prima parte din rugăciunea lui Iisus este o mărturisire de credință, iar a doua parte are un caracter moral: miluiește-mă pe mine, păcătosul. Asta e cea mai scurtă rugăciune pe care o putem face oriunde și oricând. Și dacă o facem bine, e o rugăciune curată care ajunge în cer. Acum, referitor la rugăciune, am zis că vă voi citi câteva cuvinte după ce vom cânta împreună, câteva cuvinte pe care ni le-a lăsat scrise într-o carte destul de voluminoasă numită Zbornicul. Ea este și în magazinele noastre. Această carte despre rugăciune, Zbornicul, a alcătuit-o un stareț de mănăstire, de la mănăstirea Valaam, dintre Rusia și Finlanda. A alcătuit-o starețul mănăstirii și a fost tradusă în română de un părinte basarabian, Ioan Roșca, și a pătruns și în spațiul nostru românesc, între cele două războaie. Și acum, mai încoace, am tipărit-o noi în mai multe rânduri. Ei, în cartea respectivă, preocupările legate de rugăciune sunt multe. Și de acolo vă voi citi câteva fraze, dar după ce cântăm împreună. Și acum câteva cuvinte pe care le-a scris starețul Hariton de la mănăstirea Varlaam referitor la rugăciune. Și zice el așa: rugăciunea scurtă, dar adeseori făcută, e mai de folos decât rugăciunea cea lungă.
cu privire la rugăciunea făcută de minte în inimă, am aflat de la cei iscusiți în cugetarea de Dumnezeu că e mai înflăcărată și mai de folos rugăciunea scurtă, dar lucrată des, decât cea lungă. De alminteri, și rugăciunea lungă e foarte folositoare, dar numai pentru cei desăvârșiți, iar nici de cum pentru noi, cei începători. Mintea omului, care nu e deprinsă cu ea, nu poate rămâne multă vreme în rugăciune lângă fața lui Dumnezeu, ci omul e biruit de obicei de neputința nestatorniciei minții sale. Este risipit în cele din afară și de aceea în el repede se răcește căldura Duhului. O astfel de rugăciune nu mai este rugăciune, ci numai tulburarea minții, ce se naște de pe urma abaterii gândurilor, când într-o parte, când într-alta. Și aceasta se întâmplă adeseori atât la cântările bisericești de opte, cât și în pravilele ce se citesc îndelung prin chiliile călugărilor. Pe câtă vreme, rugăciunea cea scurtă, dar desfăcută, este mult mai statornică, fiindcă mintea, aducându-se pentru multă vreme în Dumnezeu, o poate săvârși cu mare căldură. De aceea și Domnul spune, când vă rugați, nu îngrăiți munte, că nu după mulțimea cuvintelor voastre veți fi auziți, și Sfântul Ioan Scăraru învață, nu încercați să spuneți multe, ca să nu vi se împrăștie mintea în căutarea cuvintelor. Un singur cuvânt al vameșului a atras mila lui Dumnezeu și un singur cuvânt rostit cu credință l-a mântuit pe tâlhar. O polilogie, adică zicerea de multe cuvinte, când este întinsă peste măsură într-o rugăciune, risipește mintea în închipuiri, pe câtă vreme monologia, zicerea unui singur cuvânt, ajută mintea să se adune. Dar va întreba cineva, pentru ce în epistola către Tesaloniceni apostolul Pavel spune neîncetat rugați-vă? În Scriptură, despre un lucru ce se face, dese zice de obicei că e săvârșit necurmat. Astfel de pildă, preoții intră pururea în cea din tâia templului săvârșind slujbele Dumnezeu. Asta înseamnă în toate ceasurile hotărâte pentru ele, iar nu chiar neîncetat, ziua și noaptea, cât de des, dar nu fără nicio ieșire. Iar dacă preoții petreceau fără ieșire din biserică, păzind focul ce se pogora din cer și punând mereu lemne de desubt ca să nu se stingă, totuși, ei nu făceau aceasta cu toții deodată, împreună, ci schimbându-se cu rândul. Așadar, rugăciunea scurtă, dar adeseori făcută, e mai de folos chiar decât rugăciunea lungă. Amin.